Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Bucovina, raportul de seară. Am vorbit și despre Bucovina retrospectivă, emisiune pe care o țin cu domnul Tiberiu Avram. În platou se află domnul Marius Ursaciuc, primarul orașului Gura Humorului. Așa cum am promis telespectatorilor, mai întâi despre acest proiect, iarăși deja e în proceduri, turist. Ce presupune, ce așteptări aveți când îl veți da deja în operațiune? Păi, la fel. Anul ăsta îi dăm drumul. Consolidați, da? Nu consolidați. Locul ce înseamnă întâi, turistul? Locul întâi? Nu. Rentabilizarea părții. Ce să faci în proiectul turist? În proiectul turist construim niște grupuri sanitare sus pe vârful părtie, un turn de observare de 29 de metri înălțime, care la 10 metri are o terasă, unde lumea poate să facă ceva acolo. Lipsa toaletelor era o mare problemă. Și de la înălțimea de 26 de metri, acolo unde vor fi montate lunetele, sau vei putea admira inclusiv Voronețul. Pentru că am calculat, cu drona ești deasupra arborilor și se vede un pic mai frumos decât poți să vezi acum. Și, clar, asta înseamnă canalizarea apei până sus, înseamnă condiții normale. Ne lipsea lucrurile astea și... Normale, civilizate, spuneam, dar de fapt ești normal. Vei putea ajunge acolo pe două trasee ușoare, unul de la baza pârtiei, trasee ușoare pentru copii, prin pădure, punând în valoare cu ocazia asta piatra pinului la urcare, da. Și vom coborâ pe la piatra șoimului, acolo unde stâncile din pădure, pentru cei care nu le-au văzut, ar fi bine să le vadă, au și o grotă care se spune că ar fi fost prima chilie a lui Daniil Sihastru. Lăsăm oamenii să meargă, pot să coboare pe traseu ușor și cu bicicleta, așa că am pregătit și niște sisteme pentru telescaun, astfel încât să poți urca cu bicicleta și să cobori pe un traseu lejer. Zic eu că, iarăși, posibilitatea să mai faci ceva. În ce stadiu? Popicăria. Amândouă proiectele sunt... 5 milioane. 5 milioane, ați spus, da. La a doua parte, da. Proiectul turist este un pic mai mic, e vreo 3 milioane 800, aproape 4 milioane. Facem o popicărie, da. Nu bowling. Diferența e numai că nu facem găuri în bilă. Acolo unde a fost odată o popicărie cu două piste în parcul dendrologic, mai facem ceva plantări, niște aparate fitness peste tot în parc, pentru că și tinerii și adolescenții să se poată bucura de mișcare în parcul dendrologic. Ceva plantări, niște flori, niște arbuști colorați. Arbuști colorați, da. Frumos. Asta e turistul. Asta e turist. Ajungem turistul, la... Proiectul turist. Proiectul și turist. Și asta, deja v-am spus, săptămâna asta dăm ordinul de începere. Da. Da. Auzeam niște zgomote, nu știam de unde. Eu mă mișc că sunt emoționat. Nu. Cred că sunteți nerăbdător să vorbiți despre... un festival, să spunem, o manifestare complexă care nu se întâmplă în octombrie, deși se numește Oktoberfest, cum am greșit eu în partea a doua, am spus, se va întâmpla între 20-23 septembrie. Mai complexă, vor fi, în această perioadă vor fi mai multe acțiuni sub titulatura de Oktoberfest. Nu. Deci total, sunt în afară. Total. Bun. De asta am venit. De asta ați suferit și... Da. Săptămâna viitoare. Discutăm despre Oktoberfest-ul. Nu e vorba de cea mai mare manifestare populară din lume. Sărbătoare populară din lume. Nu exagerați? Nu exagerez deloc. Mi-am făcut temele. Dezvoltați. 1810, pentru prima oară, la München, cea mai mare sărbătoare populară din lume, Oktoberfest. E vorba de un brand care pentru prima oară ajunge și la noi. Și nu ajunge hai că numim noi o sărbătoare de bere Oktoberfest. Sunt niște reguli clare. Sunt mândru că am reușit. Un regulament acolo, nu? Da, un regulament. Niște taburi. Taburi. Deci ca la KFC, așa cum vă povesteam înainte. Deci KFC-ul are același gust și la Suceava și la București. Că ăsta e rețeta. Da. Sau un McDonald's e construit și are același sistem, pentru că asta e franciza. Va veni în Suceava, în Bucovina, la Gura Humorului și unul din deținătorii brandului Oktoberfest, de la München, chiar la deschidere. Ce înseamnă Oktoberfest? Înseamnă o altfel de manifestare.
Nu sunt zilele orașului. Întreabă lumea cine cântă. Dumneavoastră cântați. E o sărbătoare care obligatoriu are câteva lucruri. Se desfășoară în interior, așa că la Gura Humorului vă invit la o sărbătoare într-un cort de 2400 de metri. 2400 de metri? Da, pe 60 pe 40. Iese frumos. Dacă n-am greșit la calcul, cam atât. Da. Cu mese, aproape 1000 de oameni, cu scena înăuntru, nu depinde de vreme, cu operatori, în care se vând în primul rând produse bavareze. Nu vor fi hamsi. Nu-i permis să existe talcioc. Deci, asta e primul element. Da. Începe această sărbătoare cu o paradă. Obligatoriu, paradă? În toate țările unde se desfășoară. O paradă. Ce conține această paradă? Conține? Această paradă conține, în primul rând, cai. Pentru că Oktoberfestul, prima oară, în 1810, a fost o cursă de cai urmată de o petrecere. Nu în același loc. Aha. Așa, la o căsătorie. Prima oară când... cai. În general, calești. Există Regina Berii. De data asta, la Gura Humorului, Regina Berii era normal, este bermasul. În afară de berea germană, nefiltrată, se bea bere bermas. Oh. Trebuie să ne promovăm producătorul Absolut. Local. Așa, mai departe. Există un parc de distracții. Există operatori care vin de acolo. Parada are, în afară de calești, trăsuri, care alegorice, fanfare, călăreți. E vorba de o petrecere a breslelor. La Gura Humorului veniți joi, pe 20, la ora 16, o paradă în care puteți vedea și sportivi, pentru prima oară, prima echipă de seniori a rugby, care și ei sunt la defilare, veți vedea vânătorii, forumul german, vrem să arătăm câte minorități există acolo, vor fi polonezii în costumele lor frumoase, populare, de la Poiana Micului, vin de la Bălcăuș și Siret ucrainienii, sunt formații neauș și bucovinene, va fi o paradă cu peste 300 de persoane, zic eu, vreo 4 fanfare, cred că va fi frumos. Florarii își fac o căruță, vânătorii încearcă și ei să-și orneze. Nu știu, nu e chiar un... Dar obligatoriu. După aia se intră în cort, da. Se dă cepul la primul butoi, oficialitățile. Eu mă bucur și le mulțumesc pe această cale tuturor primarilor de municipii și orașe pe care i-am invitat și care vor veni. Așa că, dacă va reuși Oktoberfestul să adune pe aceeași scenă, indiferent de structura politică, oameni care să se bucure de o manifestare care are tradiție foarte mare în lume și e în premieră aici, să ne bucurăm de tradiția, cred că sunt toate ingredientele ca dumneavoastră, măcar din curiozitate, să veniți la Gura Humorului. Cum s-a produs această premieră și vom continua cu zilele... Păi, numai trebuie să termin, că... Da, vă rog, haideți și... Oktoberfestul e un element. Da. Băi, copiem de la cei mai mari, că nu vrem să inventăm noi roata. Este foarte important că e pentru prima oară... Putem să rotunjim, poate putem adăuga, contribuim cu ceva, da? Oktoberfestul are loc în Bucovina. Și asta e un lucru foarte important. E o sărbătoare germană, noi suntem bucovineni și ne mândrim cu asta. Poate spiritul germanic, austriac, 160 de ani de ocupație. Da. Deci ne face de multe ori să fim mândri. Hai să vedem ce înseamnă și această sărbătoare. Da. Dar trebuie să arătăm că suntem și noi bucovineni. Da. Și atunci, în paralel, în aceeași perioadă, va avea loc Târgul de Toamnă. Pentru că și Oktoberfestul e o sărbătoare de toamnă. O sărbătoare a recoltei. Și Consiliul Județean organizează în sala de sport, în aceeași perioadă, un târg de toamnă. O cămară. Despre care nu vreau eu să discut foarte mult, dar puteți să veniți la Gura Humorului să vă faceți cumpărăturile. Purături, zacuscă, ce vreți, beți și o bere, vă legați de un prieten ca să nu vă rătăciți cu o funie, așa cum am văzut eu la Brașov, și vor curge râuri de bere. Foarte multe toalete, sper, din... La München, anul trecut, statistic, la Oktoberfest au participat 6 milioane de oameni.
6 milioane. 12.500 de oameni au lucrat pentru Oktoberfest. Mm-hmm. Deci e industrie. E o chestie economică. Economică. Peste tot, președintele Camerei de Comerț, e o chestie care aduce plus valoare. Nu neapărat orașului Gura Humorului, și vizibilitate. Sucevei, Humorului, Bucovinei. Bă, că e o chestie unică. Sunt convins că vor veni foarte mulți ieșeni. Bă, că n-au văzut decât la Brașov, da, sau la München. Da, sau la... Haideți la Gura Humorului, oameni buni. Mm-hmm. Pentru că s-ar putea să vă placă. Din curiozitate. E altceva. Sunt DJ, sunt MC, concurs Miss Oktoberfest, Regele Berii, Regele Berii mi-ar plăcea foarte mult să fie din fiecare oraș. Vorbeam și cu domnul. Haideți să vedem acolo, să fie galerie. E o atmosferă din asta în care... Regele Berii, cum poți să devii? Să bei cât veniți la Gura Humorului, că nu-i vorba nu. Să bei și repede. Aha. Să bei și cu cap, să ai și rezistență. Sunt foarte multe probe, nu le știu pe toate, că... Dar sunt organizatorii care știu ce să fac. Dumneavoastră aveți altă misiune în această chestie. Nu, am să beau și bere. Nu zic acum, în această perioadă de pregătire. În perioada asta e de muncă. Dar atunci am să beau și bere. Da. Și am să încerc să mă bucur alături de cei care îmi vor face sau ne vor face onoarea să ne fie invitați. Deci, Oktoberfest, toamnă... Târgul de toamnă și tot în perioada aia avem și târgul de folk. În fiecare an e un târg de folk. Da. 3 nopți pe lângă piscină, pe teatru de vară, mini teatru de vară care există acolo, vor fi folkiști. Veți putea alege. Nu vă place berea, mergeți la muzică folk. Zone de relaxare. Va fi o nebunie când va apărea oază. Va exista și un parc de distracții, pentru că copiii n-au nicio vină. Da. Și cred eu că trebuie să înțeleagă pe altceva. Părinți. Poftim? Trebuie să înțeleagă pe părinți că au de concurență. Nu? Zic eu că și ei trebuie să simtă că e sărbătoare și în rețeta Oktoberfest parc de distracție există peste tot. Parc de distracție pentru parc de distracție, paradă, lucrurile în cort și fără meșteri vor exista populari. Deci manifestarea e luată în tot detaliu. Da. Și îl organizează firma care deține, Bonima. Noi suntem cu ajutorul. Nu facem noi, am văzut la alții și facem noi. Nu, firma care... De ce au ales Gura Humorului, vă întreb? Bă, au ales Gura Humorului în primul rând pentru că domnul președinte Flutur a vrut să mi-a făcut contactul. Își dorea ca o manifestare să aibă loc și ar fi trebuit să găsească condițiile. Să faci cu Gura Humorului pentru că condițiile de parcare, de... din zonă... Înțeleg. Ar fi fost cele mai bune. Și implicarea noastră este suficient de mare. Povesteam... Acum și vorbim și de spațiile de cazare. Vorbim și de faptul că vor exista autobuze din toate orașele, care să-i... curse speciale, care să-i aducă pe cei care... Deci vor fi curse speciale? Da. Da, iată. Deci o să încercăm să le transmitem cum poți ajunge și cum poți pleca de la Gura Humorului dacă vrei să pleci. Dacă vrei să pleci, da, frumos. Ei, sunteți fericit, bucuros. Deja vă închipuiți câți bănuți să rămân acolo, la bugetul local. Nu. Nu. Vreți în primul rând să distrați lumea, să o faceți să se simtă bine. Vreau ca Gura Humorului să fie vizibil. Și mă tot de față, vizibilitatea orașului Gura Humorului, vizibilitatea zonei, va fi cu atât mai mare. E vorba de un mic pas pentru o viitoare mai mare dezvoltare turistică a orașului. Ceva zvonuri despre înființarea transportului public local. Ei, sunt multe proiecte. Trebuia să repar drumuri. Și sunt foarte sincer, acum ele sunt în evaluare, presupun că nu se uită toți de la... Trebuie să repar drumuri. Pentru că asta e o chestie necesară. Am rezolvat cu canalizarea, apa și sunt foarte multe drumuri mici, mari, care trebuie să... Și... Microbuzele de copii sunt neîncăpătoare și distanțele sunt foarte mari și atunci un proiect care jumătate e pentru drumuri, jumătate este pentru transport în comun. Obligatoriu trebuie să faci transport în comun ca să poți reface drumuri și uite așa vom avea, dacă ne ajută Dumnezeu să semnăm în anul acesta, că oricum se va termina evaluarea anul acesta, vom avea în sfârșit trotuare și piste biciclete la Voroneț, pe lemn. Așa cum erau toate trotuarele din orașul Gura Humorului pe vremuri, vom avea
și noi zone de încărcare, avem și autobuze electrice și autobuze mixte, vom reuși poate să ducem și în avantajul firmelor să ducem oamenii la 23 august acolo unde sunt niște câteva fabrici care da. Ajung foarte greu și cred că vom reuși să mai rezolvăm și cu problema aglomerației. Vom crea mai multe parcări mai mari la intrarea în oraș, în care dacă de acolo, din jumătate în jumătate de oră circulând în autobuz sau putând să-ți iei sisteme de biciclete, închiriere de biciclete, park and ride, și acolo, dacă folosești transportul în comun sau iei o bicicletă, parcarea este zero. Așa că încercăm să-i determinăm pe ceilalți. Încercăm să-i determinăm pe humoreni să nu mai meargă cu mașina, pentru că intenționăm ca prețurile de exploatare sunt foarte mici. Costurile de transport electric sunt foarte mici. Și dorim ca această direcție să fie la primărie. Da. Nu ne interesează decât să circule oamenii sau să rezolvăm problema aglomerației din orașul Gura Humorului, pentru că toată lumea vorbește despre centură în humor. Nu se poate. Ascultați-mă, am 12 ani de, pentru că nu e pe unde. Tehnic, un SF, un hoban ar putea să spună, dar tehnic, vă rog să mă credeți că toată lumea, pe acolo, bun, pe acolo trece magistrala de gaz și n-ai cum să faci. Pe dincolo atunci. Pe dincolo înseamnă prin Moldova. Și apele române cu siguranță, încă n-am ajuns noi la gradul ăla în care să facem niște viaducte care să treacă. Da. Cred că dacă District Gaz își va muta magistrala pe malul celălalt, trece Moldova, o mută în pădure și se întoarce înapoi, dacă nu va fi împotrivă Ministerul Mediului că să taie 4 copaci și așa mai departe, și dacă... Aveți ceva mai important de făcut acum decât să intrați în acest... Nu. Circuit. E un lucru foarte important. Aglomerația din orașul Gura Humorului în perioadele de sezon, de vârf, de weekend... Bun, dar vorbiți acum de chestiunea asta, mi se pare totuși aproape imposibil să obții atâtea orice avize... Orice este posibil. Da. Da? Da. Deci chiar vă gândiți la centură până la urma urmei, că ați spus că tehnic, foarte greu, dar sau sunt, nu imposibil? Sunt niște priorități și asta e o variantă care ne rezolvă parțial această problemă. Trebuie să încercăm. Sunt membru în Comitetul European al Regiunilor de anul trecut, din aprilie. Și stăteam de vorbă cu primari, pentru că eu plec la Bruxelles o dată pe lună și acolo se întâlnesc primari de orașe, municipii, comune, regiuni. Și discutam o dată despre aglomerații și oamenii chiar la Bruxelles spuneau, dacă vreți să nu fie aglomerații, nu faceți parcări. Nu faceți parcări. Mm-hmm. Pentru că niciodată nu vor fi suficiente și sunt o nadă. Acolo am parcare, mă duc cu mașină. Nu faceți parcări. Încercați să investiți în transportul în comun. Faceți parcările alea 5 foarte scumpe. Dați voie la taxiuri să fie foarte scumpe. Să-i determinați pe oameni, nu să fie 1000 de taxi, să circule cu transportul în comun. Investiți acolo. Nu. Mi-a intrat pe aici și mi-a rămas aici. Am înțeles. Perfect. O spun oamenii care au rezolvat problema. Da. Creat sensuri unice. Și așa mai departe. Adevărul că e o bătaie de cap, traficul. Da, și foarte greu. Noi ne-am obișnuit să mergem și 20 de metri. Vrem să parcăm mașina în magazin, dacă se poate și eu fac același lucru. Sau măcar creați piste continue de biciclete. Faceți park and ride. Mm-hmm. Prețuri foarte mici. Determină pe dar înăuntru, în oraș, pe raza orașului, există aceste posibilități? Aveți spațiu suficient? În urma acestui proiect vom avea 24 de kilometri de pistă de biciclete, continuă. 24? De kilometri pistă de bicicletă continuă. Continuă. Extraordinar. Da, nu e extraordinar. La sfârșitul anului viitor, începutul anului 2020, cred eu că... Hai să vorbim. Dar deocamdată, dacă am vorbit despre turist și, turist și oaza, ca despre niște certitudini. Da. Pentru că aici vorbim despre niște probabilități foarte mari. Sunt în evaluare. Nu-mi place să vorbesc și n-am să vorbesc foarte mult nici despre asta, nici despre centru cultural, nici despre... Înțeleg. Pentru că nu e bine să vorbești foarte mult. Asta e intenția noastră. Am făcut niște eforturi financiare. Există probabilitatea mare pentru că suntem în bani.
Da. Există probabilitate foarte mare și în celălalt proiect pe axa 13, pentru că sunt, e al doilea proiect care s-a depus. Și acolo nu e concurențial. E primul venit, ai făcut 50 de puncte, dacă proiectul e bun, probabilitatea să-l semnăm e foarte mare și la celălalt. Da, mai știi ce se întâmplă. Ați amintit de 2020, nu pot să scap pe finalul emisiunii, două, trei întrebări și de mai zona asta aproape. Oktoberfest. Oktoberfest. La final, ați spus că am reținut, nivelul așteptărilor humorenilor a crescut foarte mult. E un mesaj intimidant pentru eventuale succesori la această funcție. Este exact ce e intimidant și pentru mine. Pentru că, vedeți dumneavoastră... Deci să înțeleg? E o chestie asumată. Concetățenii vă ridică ștacheta. Vă obligă. Sigur că da. Și stimulez să o ridice. Deci vă și... Nu, dar trebuie să-i stimulez să o ridice. Mm-hmm. Nu voi... Păi nu sunteți oarecum pe sârmă lucrați, doamne. Da, e foarte greu. Dar sunt convins că nu vom mai putea avea primari cum am avut înainte. Mm-hmm. Pentru că nivelul și stacheta pe care oamenii și-au format-o nu o să-i mai lase pe cei care vor veni după mine, eventual, să țipească. Nu că s-ar fi întâmplat asta. Da. Dar presiunea asta nu-ți dă voie să nu faci. Da. Oamenii e normal să ceară și cu siguranță vor cere și să vor obișnui cu sistemul ăsta. E o chestie asumată. Domnule Ursaciuc, din toate ce mi-a spus și de cum au decurs lucrurile dintr-un proiect în altul sau lucrând la trei proiecte deodată, nu știu dacă v-ați gândit la faptul că, domnule, hai să renunț la funcția de primar. De foarte multe ori. De foarte multe ori. Dimineața sau spre seara? Sau la nici dimineața, zile? Nici spre seara și nici zilnic. De foarte multe ori. Pentru că nimeni nu poate să... Vă povesteam chiar în pauză și trebuie să spunem că mai vorbim în pauză. Bă, aveți optimist cu zâmbetul pe buze și vă povestesc, stimați oameni buni, la primărie, cu excepția momentului în care vă duceți la o cununie, vă duceți nervoși. Supărați, namaia, n-a făcut aia, vecinul m-a deranjat cu aia, poliția m-a amendat degeaba pentru aia și te duci supărat. Intri în birou, îl vezi pe primar la fel de supărat. E să bătaie. Eu nu m-am bătut cu nimeni. Așa că trebuie, vrei, nu vrei să încerci să... Ei, sunt momente, nu suntem roboți. Și poți să ai și momente mai proaste și după o zi din asta plină și după ce vezi că oamenii spun întrebări de bun simț, pentru că iar spun adevărul. Există un cadru legislativ foarte prost. Sunt legi care una te obligă să faci ceva ce ți interzice altul. Fiecare te controlează pe legea lui. De asta am vorbit și de curaj în administrație la nivelul primăriei. Da, e chiar nebunie de acum, da? E foarte greu. Și fiecare vine, scrie în lege, n-ai făcut legea, hai. Și fiecare. Acum, oamenii s-au înrăit în ultima perioadă. E drept. Vin părinți care își reclamă fiii. Vin vecini care după ce se bade două ori, odată vine unul, vine celălalt, ei nu se împacă, trăiesc de o viață întreagă și vin la primărie și ai... Și sunt momente în care spui, bă... Da. Pe de altă parte, există foarte mari provocări. Pentru mine, primăria înseamnă provocare. Provocare de a crea ceva spectaculos în contextul progresului. Cât mai rezistați la aceste provocări? Nu știu. Adică s-ar putea, domnule, am rezolvat chestiunea asta. Vedeți, dumneavoastră, niciodată n-am renunțat. Deocamdată voi rezista cu siguranță până în 2020. Mi-am asumat acest mandat și îl voi duce până la capăt. 2020? În momentele respective, iertați-mă că vă întrerup, în momentele respective, când, domnule, vin oamenii supărați, gata, nu rezist, fac asta, nu pot face toate deodată. V-ați gândit, poate, știu, ce fac? Președinte de Consiliul Județean? Nu, niciodată. Din cauza asta nici nu vin la presă, nu mă interesează nicio chestie de devenire regională. Nu trebuie să vin pe media. Nu. Decât să vă spun, oameni buni, veniți la Oktoberfest. Nu, dar în ideea să faceți și pentru județ. Ce să fac? Pentru județ. Am atâtea de făcut la gura humorului. Încă atât de multe. Mi-a spus în prima Sunt parte. Atât de multe lucruri pe care n-am reușit să le fac până acum. Posibil să... Nu mă interesează. Eu consider că dacă fiecare și-ar face treaba asta acum, eu iubesc orașul ăla. Și nu vreau să mă mut din el. Și vreau să mor acolo. Și cu siguranță mă voi plimba, indiferent câți ani voi avea, cu fruntea sus. Și uitându-mă sus. Nu vreau să stric acest final. Nu trebuie să stricați. Au fost vorbe sincere, directe. De asta nu mai
continui, că așa aș mai avea câteva întrebări, dar poate ne întâlnim în... Dar de mult nu mai suntem în direct, că au intrat știrile, dar îmi place să vorbesc cu dumneavoastră. Nu, suntem în direct. Deci Oktoberfest rămâne. Oktoberfest, în calendarul nostru. Rămâne o manifestare pe care aș vrea să o încercați. S-ar putea să nu vă plac. S-ar putea să nu ne plac. Dar există atâta. Să ne dorim o reeditare. Dacă tot nu respectăm luna Oktoberfest și în septembrie, s-ar putea să ne dorim o reeditare în ianuarie sau în februarie. Da. Revoluția din octombrie, sovietică din octombrie, a avut loc în noiembrie. Ah, corect. Ei sunt tot decalați, dar spre est. Da. Noi ne-am orientat spre vest. Da. Și să știți că Oktoberfestul începe și la München, unde e mama lui, în septembrie. Pe 27 septembrie, cei de la Bonin, acum se termină, pleacă la München. Mm-hmm. Bravo. Vă mulțumesc pentru participare, a fost un dialog extraordinar. M-a încântat. Și eu vă mulțumesc tuturor pentru răbdare. Și... ne vom mai întâlni. Da, la două ediții la Oktoberfest. Sau că atunci când transportul sau celelalte proiecte vor deveni realitate. Realitate, da, că asta ne dorim. Mulțumesc încă o dată, atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare cu știrile Bucovina TV. Numai bine!